Bună dimineața! Bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit o nouă săptămână și iată că ne așteaptă o lună nouă însăgetător. Mai exact mâine. Dar până acolo să știți că ne aflăm în continuare sub efectul opoziției dintre Venus și Jupiter. Genul acesta de aspect, cum îți spuneam și zilele trecute, e unul care ne face puțin nemulțumiți în tot ce înseamnă iubire și parte financiară și vom aștepta de la ceilalți, după care, după ce vom primi, iar nu ne va conveni. E așa un soi de insațiabilitate, să-i spunem. Bun, hai să mergem acum la fiecare. Îți reamintesc, eu și la zodie și la ascendent și, bineînțeles, să spun din nou faptul că aici este un horoscop teoretic generalist. Începem cu berbecul. Un asemenea aspect vorbește foarte mult, țin să-ți aduc aminte, despre partea financiară, despre ce poți oferi tu, dar și despre ce poți primi de la ceilalți. Întotdeauna trebuie să existe o negociere. Mergem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Bineînțeles, ceilalți vor mai mult de la tine. Tu, în schimb, vrei tu mai mult de la ei. Și de aici vor apărea discuții, dar cu siguranță vei ajunge la un compromis. Trecem acum la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Profesional, ți-aș recomanda să nu te chinui mai mult decât este cazul, gândindu-te că poate la un moment dat cerurile îți vor mulțumi sau cineva îți va ridica statuie, pentru că nu este cazul. Mergem acum la Rac sau cei cu ascendentul în Rac. Genul acesta de aspect este bun pentru autoindulgență. Fiecare știe în ce domeniu o poate folosi, însă în același timp, pentru cei care au copii, v-aș recomanda să vă gândiți la niște activități împreună cu ei. Poate pregătirea sărbătorilor, decorații, cine știe. Mergem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Un aspect foarte bun pentru cei care vor să îmbine în mod armonios sau neapărat armonios, că armonios sună așa perfect ca și cum ar trebui să fie. Nu, să vă găsiți propriul mod prin care să echilibrați ce se întâmplă la serviciu cu ce se întâmplă acasă. Adică să nu oferiți niciuneia dintre părți mai mult decât ar trebui. Mergem acum la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Vorba dulce mult aduce, iar deșteptăciunea te poate salva din foarte multe lucruri. Cert este că astăzi trebuie să accepți faptul că unii sunt mai deștepți decât tine și că ai putea învăța de la ei, nu să îi invidiezi sau să îi critici, să le găsești o hibă acolo. Mergem acum la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Îți dai seama, Venus este guvernatoarea ta în opoziție cu Jupiter. Această opoziție la tine se petrece pe axa 2-8, cea a banilor, cea financiară. Ce înseamnă asta? Că vei dori să cheltuiești anumite sume pentru propria ta plăcere. Problema este că vei afecta și alte bugete, probabil bugetul casei, bugetul familiei, bugetul cuplului. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion, Doamne, nu-ți mai ajunge atenția pe care o primești asta, da? Pentru că iată, Venus este semnul tău, Jupiter în casa 7. Și trebuie să fii lăudat, trebuie să fii validat, te îmbraci altfel, îți faci poze, îți faci selfie-uri, doar măcar pe Facebook să primești niște inimioare, iar în viața reală să primești niște comentarii plăcute, niște complimente. Mergem acum la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Nu este cea mai bună zi pentru martiraj și nu este nici cea mai bună zi pentru victimizare. Cu cât stai în această mlașină a victimizării, cu atât nu se va întâmpla nimic bun în viața ta. Mergem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Ei bine, dragii mei, cred că ar trebui să privim puțin diferit această opoziție la voi. Și mă refer doar la faptul că trebuie să mai ieșiți din carapace și să-i mai lăsați și pe prieteni să facă parte din existența voastră și să-i mai ascultați, să-i mai auziți și din când în când să-i mai și urmați. Pentru că voi sunteți recunoscuți pentru această carapace de care vă povesteam mai devreme, dar dacă mai lăsați așa să câteva crăpături pe acolo, să știți că vă veți simți mult mai bine. Deci în Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător, primiți sprijin pe partea profesională, doar că aveți grijă să nu faceți exces de zel. Adică dacă cineva vă laudă sau zice te sprijin în acest proiect, voi acum să nu faceți la rândul vostru pe șefii și să vi se pare că vi se cuvine totul. Puțină modestie nu strică. Mergem acum la Pești sau cei cu ascendentul în Pești. Un aspect nemaipomenit pentru a călători, pentru a cutreiera cu mintea, dacă nu neapărat cu piciorușele, și aș putea spune că este o zi extraordinară pentru a învăța ceva. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine!